Mă bucur să fim din nou împreună, dragii mei, la o nouă emisiune care cu siguranță va fi o binecuvântare pentru voi, un indicator pentru mintea și sufletele voastre. Astăzi o am alături de mine pe sora Valeria. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația cu noastră. Drag. Este o soră prețioasă, cu o inimă mare, o slujitoare a lui Dumnezeu, încă de tânără. Este mamă a 10 copii, minunat, 27 de nepoți și urmează încă 2. Slavă Domnului pentru fiecare dintre ei. Sora Valeria, astăzi o să deschidem cartea de amintiri din trecutul dumneavoastră și v-ați propus să citim un capitol, de fapt dumneavoastră să ne citiți un capitol, eu am să vă asist în discuție, despre o parte de slujire. O parte foarte delicată de slujire, o parte grea de slujire, aș putea spune, pe care în foarte puține rânduri o auzi. Slujirea romilor. Da. Unde a început, sora Valeria, această idee, această dorință? Că știm că Dumnezeu dă dorința și El dă și înfăptuirea. Da. Plinirea, așa-i. Cu ani în urmă, eram o tânără mamă și am avut un vis. Tot timpul eu m-am întrebat... Ce pot eu să fac pentru tine, Doamne, că doar sunt acasă toată ziua, nu fac nimica, copiii, locuiam la țară, eram proaspăt motați la sat. De fapt, eu m-am născut, am copilărit, am crescut la oraș. Și dintr-o dată am ajuns la sat. Așa a rânduit Dumnezeu atunci, că a fost greu la oraș cu copiii, scumpă viața și am optat să plecăm la sat. Eu mi-am imaginat că dacă mă duc la țară, o să fie extraordinar. O să fim odihniți, copiii o să se joace. Nu a fost chiar așa. Dar chiar în săptămâna când ne-am mutat, când am plecat de la bloc, ne-am dus înapoi la sat, trebuia să fac curățenie în cămară. Și era proaspăt zugrăvită cămara noastră, soțul meu a făcut un raft frumos și pe timpul lui Ceaușescu, dacă nu ai avut în cămară sau în grădină sau porție, cum era porție atunci, n-ai avut ce da de mâncare la copii. Și eu, ca o bună gospodină, am avut și murături, și dulcețuri, și compoturi, și zacuscă, și conserve, și tot ce s-a putut pune pe iarnă. Tocmai ne mutasem atunci și în ziua respectivă despre care vreau eu să vă povestesc, făceam curat în cămară. Și am făcut o așa curățenie că mă gândeam când vine soțul meu o să mă laude și o să se bucure împreună cu mine. Și am pus hârtie albă și am făcut danteluță la hârtie. Și pe un raft am pus borcanele cu zacuscă, pe celălalt raft am pus borcanele cu compot, pe alt raft am pus conserve de pește făcusem atunci. Pe alt raft am pus sus de tot murăturile. Și când am fost gata, am stat și m-am uitat și am zis, e bine, o ieși frumos. Între timp, ziua s-a scurs, s-a trecut, a venit soțul meu, eu l-am chemat, vino să vezi, hai să vezi cum a ieșit. El a venit obosit de la lucru că făcea naveta și... e fain. Na, numai atât ai putut spune despre munca mea de peste zi. O trecut, am luat cina și ne-am culcat. Și în timpul nopții am avut un vis. Și în visul meu se făcea că o persoană dumnezeiască a venit la mine și m-a întrebat, zice, auzi, Valeria, vrei să vii să vezi cămara din cer? I-am zis, da, cum să nu văd cămara din cer? Dar înainte de vis, înainte să vină noaptea să ne culcăm, a venit în vizită la mine o soră, o bătrână din localitate, care făcea parte din altă etnie și mie nu mi-a fost draj niciodată oamenii ăștia. A venit la mine să ceară ceva. Și dacă pot să-i dau un pic de făină, dacă pot să-i dau un pic de slănină, dacă pot să-i dau orice. Și atunci m-am uitat la ea și am zis, da, tu n-ai copii? Ba da. Păi și unde-s copiii tăi? Păi zice, copiii mei sunt în Franța. A, deci copiii tăi nu sunt țară și tu cerșești? N-a să te duci și să te grijească copiii dacă ai copii în Franța.
Dar înainte să plece, femeia din curte de la mine a văzut pe marginea, pe un scaun acolo, un borcan. Un borcan cu zacuscă și un borcan cu, cu compot de prune, care nu era el chiar perfect, avea un pic de mucegaie. Și m-am gândit eu în inima mea, nu-l pun în cămară, că n-o să fie bine. Îl arunc. Când o trecut să iasă din curte, o văzut borcanele și m-a întrebat ce nume le dai mie. De am zis, da, ia-le. Și așa le arunc. M-am gândit în inima mea. Și așa le arunc. Și o sta femeia jos, avea o deseagă neagră. Și-o scos din desaga aia neagră un săculeț albastru. Gabriela. Și în săculețul albastru a luat cu grijă borcanul cu zacuscă și l-a pus în săculeț. Și-o mai luat un borcan și l-a pus pe ăla în săculeț. O legat sacul la gură și l-a pus în sacul negru. O lua sacul în spate și-o plecat. Și eu în inima mea am gândit, na, cu Dumnezeu, bine că te duci. Să mă întorc acum din nou la vis. Și persoana aia dumnezeiască a zis așa către mine, vrei să vezi cămara din cer? Da. Imediat am fost undeva sus, frumos, pe un plai atât de frumos. Și undeva, așa la linia orizontului, era o căsuță micuță, cochetă, albă, curată, copaci înfloriți, verdeață, frumos. Și am zis, aici sunt cămările? Da, zice, aici sunt cămările cerului. Când o zis că sunt cămările cerului, am intrat într-o încăpere și din perete în perete era o rudă. Eu așa îi zic, rudă. Și acolo pe rudă aia am văzut pe frații care erau vecini cu mine, surorile care erau vecine cu mine. Și prima dată l-am văzut pe fratele bătrânul de adunare, care era chiar casă lângă noi. O venit și o aruncat peste rudă o robă de cărbuni. Iar o venit și o aruncat peste rudă o găleată cu porumb. O mai pus peste rudă zile când o mers cu cina Domnului pe sate. O mai pus peste rudă rugăciuni și post pentru bolnavi. O mai pus peste rudă porc. Un porc care ei în viața reală l-au adus și l-au tăiat la noi în curte și ni l-au lăsat în numele Domnului. În curte la noi. Am văzut altă rudă, soția la fratele bătrân. Și venea și-o pus pe rudă plăcinte. Și-o pus pe rudă plapumă. Și-o pus pe rudă perină. Și-o mai pus pe rudă cuvinte înțelepte. Și cuvinte de mângăiere. Și-o mai pus pe rudă pene de gâscă. Și-o mai pus pe rudă bani. După aia am văzut-o pe altă soră bătrână. Toate astea erau vecine cu mine acolo, în localitatea unde am stat. Asta au venit și au pus pe rudă bani. Și mi-au zis, cu banii ăștia să mergi să-ți cumperi vacă. După aia altă bătrână a venit tot vecină cu noi, soră de-a noastră, și a pus pe altă rudă. Deci fiecare avea ruda ei. A pus pe rudă rânduri de porumb pe care le-a săpat în numele Domnului. Zile de post și ceasuri de rugăciune. Și fiecare soră bătrână și suflet din biserica în care atunci eram noi, au avut o rudă în cer și fiecare veneau și puneau, și puneau peste rudă. L-am văzut iară pe fratele bătrân de adunare că a venit și a pus pe rudă predici. Și atât de multe daruri aveau puse pe rudă aia că începuse să se îndoie. Și am zis la interlocutorul meu să nu mai pună, că să rupe. Zice, nu, asta nu se va rupe niciodată, oricât de mult ar depozita pe ea. M-am mirat, m-am uitat la fiecare și toți aveau o mulțime de lucruri puse pe rudă. Și atunci în inima mea s-a născut o întrebare. Da, eu am o rudă aici în cer? Da, sigur că ai. Și pot să o văd? Da, pot să o vezi. Imediat am fost în altă cameră și în camera respectivă era o bârnă dintr-un perete, în celălalt perete, nu rudă, ruda-i subțire. Bârna-i corn de casă, o bârnă. Și Gabriela, la capăt, pe bârna erau acățate
două borcane într-un sac albastru. Atunci am înțeles că tot ceea ce s-a întâmplat și tot ce am făcut eu ziua aia a fost o greșeală, un mare păcat înaintea lui Dumnezeu, că am umilit pe femeia aia amărâtă care a venit să mă vadă. Eram proaspeți mutați în localitate și să facă cunoștință cu sora asta nouă care a venit acum. Și am înțeles un mesaj de la Dumnezeu. Și atunci m-am trezit și am făcut o juruință și am zis: Doamne, în așa fel să mă echipez și să-mi dai înțelepciune ca de la ușa mea, de la poarta mea, să nu plece nimeni cu mâna golă. Dacă n-am să-i dau ceva, ceva să-i dau omului care vine la mine la poartă, să ceară, să stea cu mine de vorbă, dacă n-am ce să-i dau, să-i dau o vorbă bună, măcar o vorbă bună. Asta a fost lucrarea care am visat-o și a trecut timpul și am venit de la sat la oraș, am primit apartament în Timișoara și ne-am mutat în Timișoara, la etajul 4, cartier nou, în zonă, într-o zonă unde era foarte, foarte mulți romi. Și într-o dimineață, mă ridic dimineața pe la 6 așa, cineva cânta cântări creștine pe la groapa de gunoi, pe la containerele alea, cum erau atunci containerele. M-am uitat, am ieșit să văd cine cântă cântările noastre pe la gunoaie. Era o femeie. Am coborât jos și am întrebat-o că de ce face lucrul ăsta. Era o soră romă, din etnia romilor. Păi zice, eu din asta trăiesc. Adun cartoane și le duc și le vând și din asta trăiesc. Așa a început lucrarea pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, 3 sau 4 ani am dezvoltat-o, am făcut-o și am închegat un grup de surori cu care ne-am dus pe groapa de gunoi a orașului. Era deponeul de la Șag și erau acolo 10 de familii de romi veniți de pe toate satele. Își făcuseră acolo corturi și acolo locuiau. Adunau cartoane, adunau fier vechi și le vindeau la centru de care cumpărau cartoane și fier. Așa am început și am mers la ei. Și am mers la ei cu ce am putut la început. Cu ce am putut, că n-am avut mare lucru, am avut doar numai inimă și am tot povestit la surori, la grupul de surori cu care lucram în biserică și am făcut o colectă și am făcut o sarmale și am făcut cozonaci pe la Crăciun și ne-am dus la ei și am reușit să obținem niște sponsori și sponsorii noștri, tot romi, din Suedia veniți. Și i-am cunoscut pe oamenii ei, am mers la ei acasă, pe sate. Erau foarte mulți, fără acte, fără buletin de identitate, fără certificat de naștere. Am încercat să le facem acte. Erau multe mame fără dinți. Am încercat să le ducem la stomatologie, să facem măcar un dinte, să-i pun, știi. Cum vă primeau? Cel mai emoționant lucru a fost când ne-am așezat pe genunchi pe groapa de gunoi și am zis: Tatăl nostru. Împreună cu ei. Nu pot să-ți explic, să-ți descriu în cuvinte emoția care a fost acolo. Și să-i vezi pe oamenii aia, știți cum erau mâinile, aveau unghiile lungi, făcute așa, cum căutau în gunoaie. Și ce? S-au bucurat, ei s-au bucurat mult. Și am mers prin familie și i-am cunoscut în vara lui, nu mai știu bine în ce an a fost, dar știu că am luat 5 copii de rom și i-am dus în tabără. În tabăra care se organiza atunci cu biserica. I-am dus în tabără, după aia a fost o grupă de surori gabori ăștia, foarte greu să pocăiesc, că ei nu sunt chiar atât de săraci. Nici un gabor nu a fost pe groapa de gunoi. Dar totuși am ajuns la ei, că ei au avut mulți bolnavi. Și în momentul când am avut medicamente, le-am dus la bolnavi. Și așa am ajuns să-i vizităm pe bolnavi și așa am ajuns să-i cunoaștem, să le vedem familiile. Și au făcut legământul. Ce frumos. Vai, să vezi pozele cu
bunica îmbrăcată în alb, care a făcut legământul cu nurorile și cu nepoții pe lângă ea. Așa emoționant. Da, da. Apoi, toată lucrarea asta nu pot să spun că s-a încheiat, pentru că groapa de gunoi s-a desfințat, s-a mutat deponeul la Buziaș, noi am plecat de la oraș, ne-am mutat și noi în altă localitate și pe undeva s-a rărit, pot să spun, că așa au fost mai rar un pic cu ei. Dar totuși am foarte multe prietene cu care pot să mă unesc, cu care facem lucrarea lui Dumnezeu din categoria lor. Ce surori frumos. Și frați care zei noștri. Au fost bine. Și sunt oameni, copii ale Dumnezeu. Ce inimă mare au. Da. Ce inimă mare. Și în general, știi, puțin pocăiți țiganis. Așa. Dar ăștia cu care eu am lucrat au fost oamenii lui Dumnezeu. Și ne-am putut împărtăși împreună și apoi am cântat împreună. Și așa, lucrarea care a mers mai departe și toată a pornit de la ruda din ceruri. Am vrut să pun și eu ceva pe rudă, să nu am numai două borcane și pe alea care intenționam să le arunc. Și am tot adunat pe lângă mine și surori. Acum, dacă lucrarea cu romii pe undeva s-a încheiat... Ca și cum spune Eclesiastul, toate și-au vremea lor. Exact, exact. Am început și chiar acum, în perioada asta, mă ocup de mamele cu mulți copii. Dar mame tinere, că sunt la noi în localitate mame tinere care au 4-5 copii și încă mai primesc copii în familie și sunt așa niște frumoase, așa niște drăguțe. Și apoi, na, le vizitez, fac croșetez o ceva, să nu mă duc cu mâna goală. Și apoi stăm și povestim și încerc să le învăț din ceea ce eu am învățat la rândul meu. Că și eu am fost înconjurată de femei deosebite, de surori înțelepte, care eu am mai căutat astfel de femei și tare rar. Iată că Dumnezeu v-a făcut și pe dumneavoastră una dintre ele. Da, acum sper că la rândul meu să fie bine și să pot să slujesc pe Dumnezeu și să lucrez mai departe pentru Domnul. Păi cine ar putea să fie mai potrivită, nu, în lucrarea aceasta alături de mămici tinere cu mulți copii decât o soră care are mulți copii și care dumneavoastră ați trecut pe acolo? Da, da. No, eu ce să spun că lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Că umblarea mea pe calea Domnului este, a fost și vreau să fie în continuare o binecuvântare și un indicator și pentru alții. Și pentru alte persoane, alte surori, alte femei care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că nu-i nimic să nu poți să faci. Să stai în biserică, să stai în popor, să faci parte din trupul lui Hristos și să n-ai de lucru. Eu așa am crezut la început în tinerețea mea. Eu am copii, mie se cuvine ca eu să fiu ajutată. Nu eu să ajut pe altul. Pe mine să mă ajute. Că pe lângă mine, în perioada aia, erau numai surori bătrâne, pensionare, ce le pasă lor? O trecut prin viață. Nu a fost așa. Și multe lecții din partea lui Dumnezeu care le-am auzit de atâtea ori în biserică și le-am văzut și ni s-au spus învățături izvorâte din Duhul lui Dumnezeu. Dar nu s-o lipit, n-am luat aminte și cred că așa ca mine multe, multe persoane sunt. Ați avut nevoie ca Dumnezeu să vi se reveleze într-un mod personal și să vă vorbească pe limba dumneavoastră în care ați putut să înțelegeți. Exact. Și am stat și m-am întrebat, oare până acum de ce n-am știut lucrul ăsta? Oare de ce? Că alături de mine am dus pe groapa de gunoi copiii, fetele. Am dus, soțul meu a fost alături de mine, că n-aș fi putut să fac slujirea asta fără să fie el de acord. Pentru că vă dați seama, de acolo am venit cu... multe lucruri care nu erau indicate să fie în casa noastră. Da, cum? Și la un moment dat am organizat cu copilașii, cu fetițele care erau acolo împreună cu părinții pe groapa de gunoi și am adus la mine acasă. Și le-am făcut baie, le-am schimbat hainele, după aia am văzut că nu știu citi, nu știu, abia vorbeau. Și una dintre fetele noastre
s-a ocupat de ei și a învățat să scrie pe cei mai mari. Pe mai mici am învățat să cânte, ei oricum stare muzicali și cântau și am fost la colindat împreună cu ei și a fost o perioadă foarte bună, foarte faină și ar trebui încă să mai se implice, dar după ce au putut să plece din țară, foarte mulți au plecat și copilașii aia care veneau la noi, la grupul de copii, au crescut fetițele alea. S-au căsătorit, la rândul lor au copii, ne-am întâlnit cu ei și eu nu i-am mai cunoscut. M-au recunoscut ele. Ei ne-au cunoscut, mm-hmm. Da, ei m-au cunoscut. Și ai satisfacția faptului că ai făcut ceva. Bine că Dumnezeu e bun. Și am știut totdeauna că cu cât lucrez eu pentru Domnul, toate astea se răsfrâng asupra familiei mele. Se întorc înapoi. Se întorc. Toate se întorc înapoi. Toate, toate. Eram când fiica mea cea mai mare a fost în clasa 8-a, o termină, trebuia să intre într-a 9-a, la liceu. A avut o colegă de clasă care tatăl ei era bolnav. Și atunci eu am luat în Ardeal. Noi atunci stăteam în Ardeal. Am luat pe fetița aia și am ținut-o 4 ani la școală cu mine, cu ea, cu fata mea în clasă a fost. Fost la liceu creștin și când o mers ea la școală, o mers și prietena ei și când i-am cumpărat ciorap la una, au trebuit să-i cumpăr și la cealaltă și așa au crescut odată cu noi. Și mă gândeam eu în timpul lor 4 ani, oare cum va vedea, cum vede Dumnezeu lucrarea asta? Când îmi va răsplăti Domnul? Și primul copil care a plecat din țară, când a ajuns în străinătate, ne-a dat un telefon și a zis, să știi că-s bine, am ajuns bine. Și atunci mi s-a spus, acum începe răsplata pentru ceea ce ai făcut pentru fetița asta la altă. Și am crezut. Și am crezut că Dumnezeu are o mână tare bună și tare largă. Tare largă, da. Da. Și chiar vedeți asta în viața copilului dumneavoastră. Da, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate, că au fost mulți, nu au fost puțini copilașii noștri, dar am fost binecuvântați și mă bucur că n-am pierdut pe niciunul. Mm-hmm. N-am pierdut pe niciunul. Așa au lucrat Domnul de minunat, că îmi amintesc că tot așa o fază cu Romii. A fost un accident pe groapa de gunoi și o căruță încărcată cu fier, cu cartoane, o trecut peste o fetiță din aia micuță. Și a ajuns în spital fetița aia. A ajuns în spital și noi ne-am dus în vizită la ea, nu? Cum să nu mergem în vizită? Și acolo în spital mulți rom pe lângă ea și gălăgioși și... Na, noi am cântat, am spus poezia, aveam un poem pe timp, pe vremea aia. Am avut un flanerograf și am făcut acolo o scenetă și s-au adunat toți copiii de prin saloane. A fost bine. Dar după ce a venit fetița aia acasă, unul dintre băieții mei nu-i plăcea deloc faptul că mama și prietenii ei. Atunci a făcut 18 ani și luase permisul. Eu n-am dat mașina mea pe mâna nimănui. Dar i-am zis, uite-te, hai să mergem în vizită, dar vii tu să conduci. Atât a fost de mulțumit că las să conducă. Și... Na, ne-am dus, am ajuns în casă la familia asta, fetița aia stătea pe un pat și bunica ei spăla haine. Și cum spăla haine? Avea o cutie de detergent, cutia goală, o desfăcea, și între cartoane, vezi că mai intră deră, mai... și spăla cartonul ca să obțină niște detergent. Băiatul meu când a văzut, s-a uitat mirat, nu a zis nimica. Am intrat în casă, casă impropriu spus, da. În cortul ăla unde stăteau ei. Și undeva într-un colț pe sobă era o oală și el s-a întins să vadă ce-i în oala aia. Dar zice, ce faci acolo? Întreabă el. Dar zice, fac un pic de supă.
ca să îi dau la fetiță să mănânce. Dar zice, ce supă e asta, că-s numai ghiare? A pus capul în pământ, bunica fetiței o grija. No, a dispărut băiatul meu. Noi am stat, am povestit, am râs, ne-am jucat cu fetița aia, cu bunica, am povestit cu bunica și la un moment dat îl văd pe băiatul meu că vine cu plasa. Atunci nu erau magazinele astea mari unde să mergi să faci cumpărături, dar erau buticuri din astea micuțe prin cartier. Și-o cumpărat roșii și ardei, și-o cumpărat, erau trufandale, și orez și zahăr și detergent, și asta a fost punctul de plecare în slujire a fiului dumneavoastră. A fiului meu. Ce frumos. Deci fiecare are câte un punct de slujire. Iată fiecare. Că și lui a vorbit Dumnezeu, da, personal. Da, niciodată n-am crezut și tot încercam să-l conving, mm-hmm, că în toată perioada când noi am mers afară pe groapa de gunoi, am luat pe copiii mici, pe fetele mai mici, să vină cu mine și am adunat încălțăminte și am fost, atunci era un magazin cu încălțăminte mai ieftină. Am umplut portbagajul cu papuci și să-i ducem să vină să ne ajute. Du-te, mamă, tu cu prietenii tăi, Nu vreau să vină. Și mă gândeam, na, acum o să rămân eu cu prietenii mei și copiii mei să duc. M-am gândit la asta. Mm-hmm. Dar uite că Dumnezeu a avut limbă și pentru ei și pentru fiecare în parte. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Apoi, fiica mea care s-a ocupat de ei să îi învețe să scrie. Și acum mai se mai ține corespondență cu ea pe internet, la telefoane. I-a învățat să scrie? Da. Pot să comunice? Da, acum da, că da. Acum nu cred eu că mai sunt printre ei care nu știu să scrie. Mm-hmm. Că i-am văzut, Doamne, după ce i-am identificat pe unii dintre ei, aveau mașini. Deci, mm-hmm, cândva, când eram noi pe afară la deponeu, doi aveau căruță cu cal și erau bogați. Mm. Erau bogați că aveau căruță cu cal. Și să știi că au învățat oamenii ăștia facerea de bine. Că dacă noi ne-am dus la ei, la o familie, le-am băgat apa, că n-aveau apă curentă. Și le-am băgat apa. Și atunci eu le-am spus, nu e suficient să primești într-una, să tot primești, să tot primești, trebuie să și dai. Și eu îi povesteam că soțul meu are un cal și că noi cu calul ăla așa și așa și că nu unde îi trebuie un căpăstru. Și am terminat de povestit și acum ne pregăteam să plecăm. Și se ridică omul de la locul lui și merge pe holul ăla lui și ia din cui un căpăstru. Nou-nouț. Și vi-l dă cadou. Și mi-l dă. Ce frumos. Și spune, uită-te pentru soțul tău, așa cum ziceți voi, pentru Dumnezeu. În numele Domnului, pentru Dumnezeu. Exemplu, da, personal. Da. Și o învățătură care o primit-o. Da. Că te gândești că un om care adună cartone ca să trăiască, nu? Care spală cartonul de detergent, de dero, ca să obțină un pic de spumă, da? Poate să facă o milă. Așa că de atunci am învățat să spun și eu că orice cuvânt spus cu inimă la momentul potrivit, ăla se duce în cer. Merge. Să călăuzirea lui Dumnezeu. Exact. Da. Să pune pe rudă, să depozitează pe rudă. Acum cred că dacă ar fi să aveți același vis, ruda cred că ar fi foarte plină. Nu ar mai sper, fi. Sper. Da, sper, sunt să convinsă. Fie, sper să fie sunt așa. Convinsă. Că mă străduiesc, că dacă n-am ceva să dau, măcar un cuvânt bun, o învățătură, un psalm, o cântare. E atât de minunat să slujești pe Dumnezeu. Ca și copii al lui Dumnezeu, noi suntem bogați și suntem dăruiți de Dumnezeu. Și exact ca și cum ții o apă, eu așa îmi imaginez, cum ții o apă undeva și devine stătută și nu mai e bună, nu mai are gust, nu e bună. E ca și cum noi am ține tot ce ne dă Dumnezeu doar pentru noi. Dar cu cât dăm mai mult, cu atât Dumnezeu umple noi. Dăm, umple. Și atunci mereu apa e curată și e bună și e gustoasă. Și oamenii doresc să bea de acolo și să fim o binecuvântare, practic, până la urmă, unii pentru ceilalți. Eu m-am tot gândit, după ce am avut lucrarea asta, visul ăsta, m-am gândit cât de bun a fost Domnul cu mine, că m-a îngăduit atâția ani. Numai să primesc. Dumnezeu v-a învățat. V-a învățat. Da. Dumnezeu v-a dat o vreme de har și un timp în care să învățați. Era o perioadă când
Ne întâlneam la noi acasă în fiecare zi, la 9 și la 12 și ne rugam. Era grupul nostru de rugăciune cu surorile mai în vârstă, cu fratele care era conducătorul bisericii și ne rugam. Și roadele alea s-au văzut. Mm-hmm. Deci rugăciunea e esențială în situația asta. Nu rămâne fără răspuns. Da, dar eu m-am gândit că e destul. Mm-hmm. Nu e destul că ne rugăm, că mergem la biserică, că, uite, sunt atâția copii în familia noastră. Era un anumit nivel, exact. După aceea Dumnezeu v-a crescut la un nivel mai înalt. Exact. Sora Valeria, timpul nostru s-a dus și îmi pare așa de rău că a trecut așa de repede și cred cu siguranță că ați avea foarte multe lucruri să ne împărtășiți, dar vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați învățat și pentru cu că mare drag. Ați fost și continuați să fiți o binecuvântare. Cu mare drag, mă bucur și eu că am putut să slujesc în modul ăsta. Bravă, și Domnule. Mă gândesc că cuvintele mele sunt un indicator pentru cineva și sunt convinsă că undeva, cândva, voi vedea emisiunea pe rudă. Doamne ajută! Așa să fie, așa să fie. Da. Asta e și credința mea. Dumnezeu să vă întărească în continuare, în continuare să fiți o binecuvântare. Mulțumesc. Și să rămâneți așa agățată în dependență de Dumnezeu. Mulțumesc. Vă mulțumesc! Fiți binecuvântați! Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, că ați stat alături de noi și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în așa fel încât voi să fiți mai departe o binecuvântare. Să ne revedem cu bine! Yeah.